Eduard Hellwig își arată aprecierea pentru tinerii politicieni români care reușesc să schimbe fața politicii românești și să ne reprezinte la cel mai înalt nivel. Acesta a scris că noua generație din politică are îndrăzneala și viziunea de a alege soluțiile potrivite și parteneriatele solide. Un tânăr și energic ministru român vorbește despre ocazia perfectă pe care România nu are voie să o rateze. Reacția lui Eduard Hellwig vine după ce ministrul energiei Sebastian Burduja s-a întâlnit cu John Kerry, reprezentantul special al președintelui Statelor Unite ale Americii pentru probleme climatice. Cei doi au discutat despre programul nuclear civil românesc și despre investițiile în sectorul energetic.